Eu v-am zis că o să găsesc o modalitate să împodobesc un brad pe 1 decembrie. Așa că l-am scos pe ăsta micu, l-am așezat la locul lui de cinste, lângă oje, și am început să-l împodobesc. Spre sfârșitul săptămânii merg și acasă, merg la Turcoaia ca să împodobesc bradul alături de mama ei și de Maria. Este și ziua ei și pregătesc cu surpriză. Este un vlogmas mai simplu acesta, este un vlogmas mult mai relaxant și vreau să fac și o rețetă de prăjituri săptămâna asta și o să trag o fugă la profi. Cred că spre sfârșitul vlogmasului o să vedeți dacă reușesc să gătesc ceva. Cam asta este planul pentru zilele astea 3. Nu prea mă simt atât de bine, dar încerc să-mi înveselesc ziua cum altfel decât cu aceste lumini calde de brăduț. Ia uitați cât de frumos arată! Abia aștept să merg să mi-l cumpăr și pe cel mare. Ioane, să nu te lași. Dar cu ce treabă prin armadia, domnișoară? Nu cunoști pe Rozalac? E nepomenit și bărbasul. Un bețiv. Niciodată nu ai fost. Treci de seară pe la noi și ne spui cum a fost, dar eu... am plecat. Domnișoară! Mergem noi, mergem la Maria, mergem la ziua Mariei. Yay. Unde mergem? Mergem la Maria. Nu? Ninge? Ia să vedem cum... Toto. Bună ziua, eu sunt Toto, că tot vrei să mă vedeți atât de mult pe vlog. Mergem la plimbare. Ia uitați cât de frumos ninge! Da, el are și zăpadă printre. De când nu l-ai mai desfăcut? Ne-am trecut. Trebuia să punem partea aia de jos. S-a născut pruncul sfânt, dar...
Mergem pe amfurier. Poți să rupi hârtia dacă vrei, adică o să ce o invers. Mai este bună, am pus o lisa și din partea asta. Oh, hai, bancurier. Văd cum mai e una pe dedesubt. Ai una? Asta, gata. Gata. Una final. Vedem. Ai luat țeapă, invers. Sucește invers. Așa. Să-mi zis mamă! Dulce! Ciocolat? Ce-mi dorea! La George! Asta este făcut de mine. Foarte frumos! Șmecher! Este făcut de mine pentru tine. Ce cășmechere! Ia, arată-le și aici. Super tare! Bomboane! Ce mănânc eu cel mai mult? Bomboane! E acolo multe bomboane, a? Mai sunt! Aici un șampon? Nu, ăla e gel de duș. Gel de duș. Și încă multe bomboane. Le mănânc apoi. Încă un bomboană. Aici avem un pantalon. Îți place cum a venit moșul și ziua ta. Moș Nicolae și ziua ta. Și aici avem o pereche de pantofi. O bluză. Da, este costum. Costum, super tare. Ah, este de la stilul buric. Super tare. Bun, de așa să mănânc bomboanele. Gata, nu? Da. Mulțumit? Da. A fost moșul plin? Da, a fost moșul plin. Mănânc bomboane. Deci mie. Vrei bani? Nu vreau bani. Ar trebui plăcea la mie. A, ce s-a uit acolo? Ce știi la mie? Nu mi-a zis nimic. Nici nu? Ce s-a uitat pe mine? Nu. Ia să vezi ce e acolo, nici eu nu știu. Super tare. Să vedem. E aici. A căzut. Moș Crăciun, a căzut una. În fine, mâncă una. Super bun. Ciocolata. Eu am luat un red. Am luat un red. Moș. Dacă e bună. De fapt și căsile. Le-am văzut în video cum cântă ea. Ce super sunt. Vreau să văd unde e telefon. Vedem dacă vine. E foarte bună ciocolata. Îmi trebuie... Eu am ceva special pentru asta. Mergem. Merge, dar am special ceva ca încărcătorul. La Profi și am găsit aceste condimente pentru turtă dulce și am zis că să încerc și eu să fac această mini prăjitură. Pentru această prăjitură am nevoie de 250 de grame de zahăr, 3-4 lingurițe de gem de prune, eu am ajun aici, 2 ouă, un pahar mare de lapte, 400 de grame de făină, 250 de grame de margarină, eu voi folosi unt pe care l-am topit și uscat puțin, iar în rețeta se folosește bicarbonat de sodiu, eu voi folosi acest praf de copt și 2-3 lingurițe de cacao pe care le voi amesteca în acest bol. Este o rețetă simplă și am zis că să o includ aici în Vlogmas. Haideți să ne apucăm de treabă. Încep prin a amesteca ouăle
cu zahărul, bine, bine, puteți să amestecați și cu mixerul, dar eu le voi amesteca cu mâna. Apoi voi adăuga în făină praful de copt, o linguriță de praf de copt. Eu am luat aceste condimente din Profi, deci sigur, sigur găsiți și voi în zona voastră. Și adaug ușor, ușor toate ingredientele. Batem bine până se topește zahărul. Și adăugăm făina, laptele, gemul, cacao și praful de copt. Iar la final omogenizăm totul cu acea grăsime, adică cu untul sau cu margarina. Am adăugat și magiunul și cacao și condimentele pentru turta dulce. Arată foarte bine, am încercat să caut și eu migdalele acestea după imagine, însă nu le-am găsit. Acum tot ce trebuie să fac este doar să amestec, să obțin o compoziție cam de blat de tort și să o pun în tab. Din păcate nu am mai avut timp să filmez finalul, dar să știți că a ieșit chiar turtă-turtă, o să vi-l arăt în daily vlogul următor, în cel de mâine. Ce am făcut eu în plus este să-i pun glazură pe deasupra, o glazură de la Dr. Oetker și cam atât. Vă doresc o seară frumoasă, un weekend cât mai plăcut și ne revedem mâine cu un nou vlog. Vă super!